la Bună Seara România. Din misterele averii lui Dan Voiculescu a mai deslușit astăzi o filă interesantă, ați văzut și aseară dezvăluirii în emisiunea colegului meu Robert Turcescu. Dacă vă uitați pe lista aceea de firme și de zone de interes și de zeci de mii de hectare, te cam întrebi cum a reușit un om de afaceri să fie atât de abil încât să reușească, prin capacitatea sa miraculoasă, să tot încheie contracte, dar numai cu statul. Aici este marele semn de întrebare. Pe ordinea de zi, firma Sanagra, pentru că s-a ajuns și acolo, despre care domnul Voiculescu nu știe foarte multe, vedem imediat și acest aspect, dar deocamdată a avut o zi proastă pentru că n-a reușit să elimine acel control judiciar care îl face să dea cu subsemnatul la poliție în fiecare zi. Își dorește acum să schimbe încadrarea juridică din spălare de bani în tăinuire. Vorbim imediat despre ce ar putea să însemne asta, dar deocamdată să vedem declarația lui Dan Voiculescu după ce a aflat vestea că rămâne cu acest control judiciar. De ce ar trebui să revoce controlul judiciar cei de la Tribunalul București? De ce ar trebui? De ce ați făcut asta? Soluție favorabilă. Eu nu m-am întrebat mai devreme dacă n-am obosit să fiu fiecare zi. De ce ați obosit? N-am obosit, dar mai am și alte treburi. Familia a plecat. Familia nu trebuie să sufere pentru lucrurile astea. Iar de plecat în concediu, spuneam parcă și alaltă ieri, trebuie să ai o stare. Concedii făcut ca să te odihnești, ai o stare bună. Și cu tensiunile astea eu nu cred că o să mai plec în concediu vara asta, dar nu să moare din asta. Da, nu mai merge în concediu în vara asta. Domnule Tudor Barbu, cum e cu treaba asta? Cu controlul judiciar am înțeles, nu se poate. Va trebui să meargă în continuare pentru că aveau procurori informații, e destul de clar că domnul Voiculescu vrea să plece. A și spus vrea să plece în concediu, nu poate să plece, că așteaptă verdictul în dosarul ICA. Dar povestea asta cu tăinuirea, domnul Voiculescu, prin avocații domniei sale, cerând schimbarea încadrării juridice în tăinuire, ne spune faptul că a cunoscut niște infracțiuni și l-a tăinuit, nu? Am rămas surprins profund. Mie, cu tot respectul, sunt domnul Matos, mi-a fost profesor și a fost dintre profesorii buni în facultate. M-a surprins demersul pe care l-a avut ca avocat. Eu știu că rostul oricărui avocat este să scape clientul de pușcărie. Da. Să ceri preschimbarea încadrării în tăinuire, din făptuitor în tăinuitor, presupune, așa să o luăm pe calea simplă, fără să intrăm în detalii de cod penal și cod de procedură, înseamnă pentru cei de acasă că domnul Voiculescu știe despre o faptă penală și despre făptuitori. Asta înseamnă să fii tăinuitor. Corect. Da? Și asta a spus-o șeful avocaților, domnul Mateuț. Dacă domnul Voiculescu știe fapta și știe făptuitorii, eu stau și mă întreb de ce nu îi spune. Bun, ești tăinuitor, ești tăinuitor. Dar care e fapta penală despre care ai tăinuit? Și cine sunt vinovați? Și cine sunt făptuitorii? Adică cine trebuie să intre în pușcărie în locul absolut tău? Cineva din acel lot cu ICA, va trebui să meargă în pușcărie ca făptuitor pentru a se justifica statutul de tăinuitor al domnului Voiculescu. Este ABC-ul dreptului pentru oricine a făcut cu medie 5 penalul, cu medie de trecere. Deci, repet, eu mă declar tăinuitor și noi patru suntem acuzați la grup de o faptă, înseamnă că unul din ei trei este făptuitor, pentru că eu n-am ce tăinui și am recunoscut prin avocatul meu că sunt tăinuitor. Am cerut instanții să mă judece ca tăinuitor. Pentru că faptele... Și atunci întrebarea, pe cine deja, din cei trei de aici de la masă dau eu vina ca făptuitor, ca eu să pot fi încadrat tăinuitor? Cu alte cuvinte, putem traduce este faptul elementar, dar care eu face avocatului Dan Voiculescu? Poftim? Că vrea să-l scape pe nu clientul tău și să vede vina pe altul. Adică de la nivelul unui absolvent modest de drept, așa se vede ce a spus domnul Mateuț. Dacă acel client al domniei sale numit Dan Voiculescu se cere a fi tăinuitor, este evident pentru toți cetățenii României care au 4 clase sau mai mult că domnul Voiculescu cunoaște fapta și cunoaște făptuitorii și a tăinuit aceste lucruri. Exact. Cum? Domnule Tinu Gheorghe. Eu sunt tipuri avocăsești. Până la urmă, ăsta e rolul avocatului, să-și scape clientul. Instanța va judeca și va hotărâ dacă Dan Voiculescu este tăinuitor, așa cum încearcă avocatul mai nou să stabilească, să solicită să stabilească instanța sau este. Bun, acolo chichița avocățească e foarte corect, pentru că dacă s-ar schimba faptele și dacă s-ar vorbi despre tăinuire, ar scăpa. Corect, sunt deja corect prescrise conform noului cod penal. Sunt numai că recunoscând că ești tăinuitor, exact ceea ce spunea și senatorul Tudor Barbu, înseamnă că ai știut. Corect.
Aici logica lui Tudor Barbu... Sau mai contează, atâta timp cât te-ai salvat pielea, nu? Contează foarte mult. Logica lui Tudor Barbu e corect. Problema este că în instanță va trebui să te duci să spui ce-i tăinuit cine e vinovat. Și cine sunt vinovați. Aici este... Radu Martin, e cu două tăișuri e strategia aceasta a avocaților. Adică oricum ar da-o, tot iese prost... Este cu două tăișuri dacă se prind ceilalți. Dacă nu se prind ceilalți, între timp, pe tăinuire, din câte știu eu, se prescrie. Exact. Deci, pur utilitar, se ajunge la rezultatul dorit. Și anume, omul să stai liniștit după aceea. Deci, de dragul utilității și al libertății, avocatul poate să facă orice, indiferent. Este rolul de toată Republica a fost pe această temă. Eu cred că s-au uitat și judecătorii, sau... cei care se ocupă de caz și și-au dat seama de chichițe, dacă cumva vreunul ar fi fost atunci naiv și n-ar fi observat spre ce se duce această schimbare a încadrării juridice. Așa că dezbaterile pe care s-au făcut au un rol nu doar asupra lor direct, iată, șmechereala, ci și să conștientizeze publicul despre o posibilă complicitate dacă s-ar face juridic. Pentru că, iată, la cum am vorbit acum noi în emisiune, că sunt clanurile mafiote care sunt mână-mână cu judecători, procurori și ce ați mai spus în lumea asta așa, vom ajunge să spunem că toată breazla asta este coruptă și ca urmare este așa. Și presiunea pe care s-a făcut pe acest caz face ca sentința să fie una... cu greutate dat atent și... Bine, toți ochii sunt ațintiți asupra ceea ce se întâmplă acolo. Haideți să ne mai uităm puțin în această carte foarte frumoasă, că poate să fie un almanah, declarația de interese a domnului Voiculescu. Așa e când ești un om de afaceri de succes. Firma Sanagra din județul Mureș. Eu stau și mă întreb, ce-o fi în sufletul profesorului Mencinicovski? Vă dau un exemplu. Eu accidental îl cunosc foarte bine pe profesorul Mencinicovski. Este implicat direct. Da, el este cel care, de fapt, se afla la conducerea ICA în momentul în care s-a făcut această tranzacție, exact. Se spune oneroasă. Păi el devine principal. Asta spun, domnul Ștefan. Acum, dacă eu mă declar tăinuitor, nu-i pun în sarcina lui Mencinicovski fapta. Da, nu acuzi aproape direct, bă, tu ai făptuit-o, iar eu am tăinuit-o? Nu, am dat un exemplu. Jurnaliștii, reporterii care sunt prezenți acolo în instanță, au povestit faptul că în timp ce domnul Voiculescu are o echipă de avocați extraordinară, niște oameni care... Nu are nimic, că are avocat din oficiu, adică e de-a dreptul incredibil, dar doamna Paraschiva Țila, ghiverișoara domnului Voiculescu, ne-a descris niște aspecte care ne-ar conduce spre acest gen de comportament. Nicio problemă, că doamna îl cunoaște mai bine pe vărul domniei sale. Revin la declarația de interese. Firma Sanagra din județul Mureș, da? Este o altă firmă aflată sub largul patronaj al domnului Voiculescu. Este aflată în declarația de interese a fondatorului Partidului Conservator și, dacă nu mă credeți pe mine, aveți în acest moment pe ecran exact declarația de interese unde se vede acest aspect foarte important. Această firmă Sanagra a arendat în urma unui contract cu celebra instituție de acum ADS prin încredințare directă, din nou ne-am învățat, asta e procedura, așa trebuie să facem, fraților, încredințare directă, 92 de hectare. Adică nu se încurcă foarte mult firmele acestea aflate sub patronajul direct, indirect al domnului Voiculescu să participe la niște licitații, să se confrunte cu alte firme de asemenea foarte bune în domeniul acesta agricol și mai toate se întâmplă să câștige tot felul de contracte prin încredințare directă sau, cum ați văzut, licitație prin procedură restrânsă. Era cazul Giurgiu, da? 2600 de hectare. Restrânsă, presupun că eu și cu domnul Bruno Ștefan suntem amândoi aici, dumneavoastră oferiți terenul, eu îl cer, e restrâns, așa, ne vedem face-to-face, că așa se face în România, așa e bine să faci afaceri. Și haideți să-l vedem pe domnul Voiculescu ce are de spus despre această firmă Sanagra. Nu-și amintește, știi așa, a citit într-o carte, probabil, despre existența acestei firme. Să-l vedem pe domnul Voiculescu. Sanagra este o firmă, de fapt e o fermă, care are nu știu câte animale, capete, bovine, care produc lapte. Nu a reușit să se concesioneze. Și care, vreau să vă răspund, și care a concesionat teren ca să facă lucernă. Nu a reușit să concesioneze un teren de 92 de hectare la o redevență destul de mică, de 200 de kilograme. Întrebați-i pe ei, stimată, da. Dar cum a fost încheiat contractul? Nu cunosc detaliile contractului, draga mea. Da, e firma în declarația de interes a domnului Voiculescu, contractul este prin încredințare directă, dar Tudor Barbu, nici în acest caz domnul Voiculescu nu știe nimic. Este excentric, nu îl interesează afacerile care sunt trecute în declarația domniei sale de interese. Din bun simț, față de telespectatorii noastre, nu comentez pentru că nu cunosc subiectul, sincer.
Nu cunosc subiectul, ci despre a pune cap la cap niște informații. Aș fi neserios și m-aș avânta pe un teren pe care nu-l cunosc. Eu nu cunosc firma, nu cunosc detaliile, poate are dreptate domnul Voiculescu, nu cunoaște. Poate chiar nu cunoaște, nu știu. Sunt oameni de afaceri atât de extinși în afaceri, încât nu-și cunosc propriile afaceri. Asta știu cu certitudine. Deci mergem pe varianta că este pur și simplu un om de afaceri ajuns la un nivel de nu mai poate să mai știe câte afaceri are. Precaut, am înțeles că trebuie să nu mai vorbească public, cel puțin până se stabilesc lucrurile astea cu sentința, să fie cât mai tăcut, pentru că aproape orice spune se întoarce împotriva lui. Și dacă neagă, atunci se răscolește presa iarăși, mai scoate și spune că iată mincinosul și că are cel mai bine taci. Păi dar nu tace, că tot mai spune că nu știe. Nu știe despre terenurile din Giurgiu, care au aparținut Grifco, au fost arendate de Grifco ani de zile. Firma aceea a primit un alt nume, s-a preschimbat numele la Registrul Comerțului. Din nou am văzut dezvăluirile lui Robert Turcescu, sunt documente foarte clare pe care le putem... Vreau să demonstreze clar că el este scos din afaceri, am dat afacerile fetelor, gata, eu sunt doar un pensionar. Nu mă știu, nu știu, m-a spălat pe mine, nu cunosc. Asta, declarația de interese nu este a altcuiva, este declarația de interese a domnului Dan Voiculescu. Vedeți pe ecran, dragi telespectatori, din întâmplare, domnul Voiculescu a fost senator al României și a fost obligat prin lege să depună această declarație de interese și declarație de avere și în momentul ce a completat-o, presupun că este o televiziune echilibrată, este o televiziune echilibrată, da? Eu sunt avocatul acum al domnului Voiculescu. Păi în declarația pe care o arătați pe ecran nu scrie nici că este acționar, nici administrator. Are interese acolo, a avut afaceri. Interese, așa. Da, dacă ne uităm la datele respective, înțeleg că din declarația pe care o arătați, el cam de foarte mulți ani nu prea mai are treabă cu... Le-a avut ca acțiuni, le are ca sursă de financiară. Acum, cinstit. Cinstit. E foarte greu să-i spui domnul Voiculescu minți. Pentru că domnul Voiculescu este un foarte bun, un foarte fin cunoscător al limbajului în limba noastră maternă. Da? V-a spus, nu cunosc despre pământurile alea. Probați că, virgulă, cunoaște? Nu. Nu cunosc despre Târgu Mureș. Probați dumneavoastră că el chiar cunoaște? Nu. Noi punem pur și simplu cap la cap documentele oficiale ce v-am spus și ce v-am spus eu este irefutabil. Iartă-mă, tinel. Acel moment care pentru mine a reprezentat ca jurnalist un șoc să-mi aud fostul profesor spunând vreau schimbarea încadrării în tăinuitor. În momentul ăla am avut un șoc. Pentru că mi-am zis, bă frate, chiar recunoaște fapta. Recunoaște că știe făptuitorii. Deci din momentul ăsta îl avem direct implicat pe Dan Voiculescu într-un proces penal ca parte. Parte, atenție, pedepsibilă. Tăinuirea se pedepsește penal. E adevărat că s-a prescris, nu s-a prescris, se hotărăște instanța. Dar deja în momentul ăla, de unde până acum, n-am nicio treabă cu procesul. Acum am treabă, sunt tăinuitor. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Să spun ceva pe chestiunea asta cu Târgu Mureș. Dom'le, în momentul de față e o instituție a statului, sau sunt două instituții ale statului, asupra căreia planează niște suspiciuni de corupție. Ministerul Agriculturii și Agenția Românului Statului. Păi prima obligație a ministrului, a titularului portofoliu de ministru la Ministerul Agriculturii, iasă să lămurească public acest caz. Și să spun, nu, vorbesc foarte serios. Păi ministrul Agriculturii Daniel Costa. Cu atât mai mult că Daniel Costa. Ia să iasă și să spună, dom'le, în cazul ăsta, contractul ăsta... Vă promit că dacă mai e ceva de spus pe subiectul ăsta... Ca opinia publică să fie lămurită și să nu mai lasă... Așa ar fi normal. Înțeleg că a fost un raport făcut, cerut de premier, cel puțin așa spunea premierul în emisiune la noi aici, la Bună Seara România, și, într-adevăr, foarte interesant, a subliniat foarte bine, dacă domnul Voiculescu spune că nu este făptuitor, este doar tăinuitor, vina ajunge în curtea altcuiva, cel mai probabil la domnul Medcinikovski, care era atunci director la AICA și care e reprezentat de un avocat din oficiu, așa cum spun reporterii, și nu de echipa de celebri avocați a domnului Dan Voiculescu.